Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul profesor universitar, doctor economist, doctor inginer, habilitat Silviu Stanciu, prorector la Universitatea Dunărea de Jos. Sper că nu am greșit de această dată titulatura dumneavoastră. Bună seara! Nu se n-a greșit cu nimic, omul e același, indiferent de titulator, și dacă le punem pe toate jumătate de emisiune, până la urmă, ținem cu titulaturile sau cu alte. Important e ce faci. Unele din aceste titluri sunt, într-adevăr, toate sunt obținute în urma activității. Meritul dumneavoastră și trebuie să le amintim pe toate, indiferent dacă este greu sau nu. Da, aici vine profesorul Silviu Stanciu și e cel mai important lucru, zic eu, și ascultătorii dumneavoastră ne urmăresc în calitate de profesor și de reprezentant al Universității Dunărea de Jos din Galați. Mă bucur să vă revăd sănătos. De la ultima noastră întâlnire era tot frumos. În pandemie. Ce puteți să-mi spuneți despre colegii dumneavoastră? Toți suntem sănătoși. În regulă. Bine, avem acum doi care sunt într-o carantină, dar fără să aibă probleme, doar preventivă, pentru că am derulat o admitere în Italia și din Italia, venind dintr-o zonă de acesta de risc ridicat, obligatoriu trebuie să intre în carantină. Carantina preventivă. Adică. E o carantină preventivă. Testele au ieșit bine până acum. Dacă și la următoarea testare ies negativ, uitați, persoane negative, numai sunt persoane pozitive, vor veni la școală, la program, ca să ne mai ajute, că e multă muncă. La fel și studenții dumneavoastră sunt bine, sănătoși? Studenții sunt bine în spatele ecranelor, ca să spunem așa. Sunt fiecare desfășoară activitățile. Încă mine, dacă o să discutăm de treaba asta separat, sunt foarte bine. Ne întâlnim online. Sunt mulțumit că mă văd lunea și vinerea cu studenții mei de la prima și la prima oră. Deci începem și finalizăm săptămâna împreună la curs. Și toate sunt în regulă, mergem înainte și eu zic că am găsit și în pandemie avantaje pentru dezvoltarea unui învățământ de calitate. O să vorbim și despre avantajele acestui învățământ online și dezavantaje, dar aș vrea pentru începutul discuției noastre să vorbim puțin despre războiul pe care l-a declarat Facultatea de Medicină acestui virus, noului coronavirus. Este vorba despre studenții din anii terminali ai Facultății de Medicină care s-au oferit voluntari în unitățile sanitare pentru a da o mână de ajutor cadrelor medicale de acolo. Despre ce este vorba, domnule profesor? M-aș abține să spun război, că la război sunt multe victime, oricum sunt victime deocamdată, victimele sunt de partea omenirii. Dacă facem o analiză ca război, omenire, virus. Virusul deocamdată face niște mutații, se schimbă. E avantajul micilor organisme care au capacitatea de a se schimba și de a se adapta foarte repede unor schimbări. Deci dacă discutăm de schimbările climatice, un om care are ciclul de viață mai mare, o perioadă de viață medie mai mare decât un microorganism, se adaptează mai greu. Deci, din această cauză, schimbările climatice pot afecta omenirea, că apar prea repede și nu ne mai putem adapta. În schimb, virusul luptă și el, războiul, cred că nu e chiar război, este până la urmă o competiție pentru supraviețuire, că și virusul vrea să supraviețuiască, dar ideea este că până la urmă noi, ca universitate și ca instituție, încercăm să facem tot ce se poate pentru a diminua efectele pandemiei. Studenții universității noastre ai Facultății de Medicină și Farmacie au înțeles și încep de acum cariera de medici și de protectori ai sănătății oamenilor, pentru că e o meserie extraordinar de nobilă și de deosebită aceasta de a avea grijă de sănătatea semenilor tăi. De a salva vieți. De a salva vieți și au început lupta lor ca persoană, războiul poate e mai mare dacă ne referim la război până la urmă, cu virusul și au aplicat bine niște reglementări legislative, era un vid în zona aceasta de voluntariat și au început activitate de în pandemie, activitate de combatere a efectelor pandemiei. A fost propunere a venit din partea unor profesori sau a fost pur și simplu inițiativa studenților? Studenții, pe lângă studenților, bineînțeles că profesorii sunt cei care i-au îndrumat și i-au dat sfaturile de competență, dar studenții prin Liga Studenților și legea era dată mai demult, noi știam de ea, am promovat această măsură ca profesor în rândul studenților. Este o acțiune la limita voluntariatului, este o acțiune voluntară, ca să vorbim așa. Legea era de referitoare la voluntariat un pic cam ambiguă, adică nu erau foarte clare condițiile acestea. Când poate face un medic voluntariat? Activitatea de voluntariat e o treabă, adică mă ofer voluntar la o activitate care implică niște riscuri și la care îmi sunt acoperite niște costuri. Voluntariatul este altceva oarecum, că e o activitate benevolă, gratuită.
Da? Studenții noștri au început lupta cu pandemia și au intrat în pâine, au intrat în focurile activității de medic, până la urmă, chiar dacă nu au parafa, nu au finalizat prin licență, și ajută în principal zona aceasta de, a Direcției de Sănătate Publică, în zona respectivă, pe zona de statistică, pe zona de anchete sociale, adică și dau și fiecare contribuie cum pot, fără a fi totuși exact în prima linie să lupte cu rândul pacienților, pentru că acolo e personal care are experiență. Dar sunt coordonați de un medic sau fac o muncă acolo care nu necesită coordonarea unui specialist care trebuie să ocupe, de exemplu, de pacienții aceștia infectați? Ei lucrează în momentul de față, din ce am discutat, într-o primă etapă, lucrează în cazul Direcției de Sănătate Publică și acolo sunt coordonați de cadrele de specialitate și se ocupă de anchetele epidemiologice. Deci asta este activitatea lor. E o activitate intermediară, să spunem, între de vechi lupta cu sau să stai la patul bolnavului și o activitate de statistică, de, eu știu, oarecum de birou, să spunem, dar administrativ. Dar e o activitate care trebuie, care necesită personal, care este de răspundere și care sperăm că va reduce incidența unor situații de acestea nedorite. Ați văzut situații în care erau unii speriați că au virus fără să nu aibă boala sau, eu știu, o aveau și nu știau. Această situație a studenților mediciniști de la noi, de la Galați, este un caz unic în țară sau a fost împrumutat exemplul și de la alte facultăți de medicină? Noi nu împrumutăm de la alții. Noi suntem totuși pionieri în multe activități. Inițiativa fiind nouă, nu putem spune că am împrumutat de la alții. Este o inițiativă la nivel național. Este o inițiativă care este adresată universităților și facultăților de medicină și farmacie din România. Nu exista o legislație specifică și atunci nu putem spune că au început unii sau am împrumutat de la alții sau am urmat un exemplu. Nu. Este o inițiativă care se desfășoară la nivel național, iar noi facem parte din primele valuri de studenți pentru că suntem printre primii care aplicăm la aceste măsuri. Primele valuri, primele generații de studenți care vin și lucrează în zona aceasta de combatere a pandemiei. Pe ce perioadă se desfășoară acest voluntariat? Exact, nu știu perioada, cât este legea. Lăsați-mă să mă documentez sau să întreb persoane de specialitate, că nu vreau să fac niște afirmații fără să am o bază. Știu acțiunea, știu că sunt înscriși studenții la noi, știu că este o activitate care va mai fi urmată și de alții studenții ai noștri. Perioada nu pot să vă spun exact. Probabil că până când vor începe și ei sesiunea, ca să aibă timp să se pregătească pentru examen, pentru că nu vor fi scutiți de probabil, poate examene. Fac o pauză în sesiune. Să știți că, până la urmă, lupta aceasta cu virusul este cea mai importantă sesiune pentru un student și pentru un medic și îi călește și zic eu că și dacă vă luau o notă mai mică la un examen datorită faptului că au muncit ajutând niște bolnavi și societatea să diminueze efectele flagelului, este mai importantă decât, eu știu, o notă mai mică la examen. Adică o notă mai mică la examen contează mai puțin față de efortul, de rezultatele muncilor și de faptul că arată că sunt oameni. Deci sunt oameni și sunt medici înainte de a fi parafați, înainte de a depune jurământul. Cel mai bun stagiu pe care poate să-l facă un student la medicină în această perioadă? Nu știu dacă cel mai bun, dar este un stagiu constructiv. Constructiv și cu efecte asupra oamenilor. Deci ei deja sunt mai medici decât eu știu, mulți alții care nu au profesat sau care nu au fost în domeniu. Universitatea Dunărea de Jos a creat un mecanism prin care studenții aflați în cămine să beneficieze de testări real-time PCR. Toți studenții sunt testați, toți cei care stau în căminele Universității Dunărea de Jos? Este un efort global la nivelul universității. Conducerea universității personal, domnul rector, profesor Georgescu, s-a implicat și are grijă de sănătatea angajaților și de sănătatea studenților. Adică suntem o echipă, până la urmă, la bune și la rele. O familie. Suntem o familie, suntem cu toții implicați în activitatea educațională și ei sunt partenerii noștri, sunt cei care beneficiază de serviciile educaționale și atunci grija față de angajați și de studenți nu este diferențiată. Adică testăm periodic angajați universității, la nivel de administrație, la nivel de profesori și la nivel de studenți, inclusiv la nivel de cămine și la nivelul celor care sunt, care desfășoară activitate în Galați și stau în cămine, pentru că o parte sunt acasă. Deci aceste testări sunt gratuite? Gratuite sunt aceste testări, sunt pe bază de înscrie pe o listă, deci nu obligăm pe nimeni. Trebuie să înțelegem foarte bine că testarea nu este o obligație. Testarea este o datorie, dacă veți, cetățenească, din partea celui care simte că ar putea fi un factor de risc sau care nu se simte bine
Și atunci trebuie să fii conștient, iar studenții noștri sunt niște exemple de conștiinciozitate și de a respecta niște măsuri de acestea de datorate crizei. Și este o măsură prin care tu, ca un cetățean conștient și ca un bun coleg, până la urmă, prieten, cum vrei să spuneți, un cetățean a văzut reclama și la televizor, vii să diminuezi efectele pandemiei. Și atunci, dacă ai simțit că ai fost într-o zonă de risc, dacă ai avut un contact cu o persoană care este contagioasă, dacă ai avut în oraș sau în altă parte și simți că sau nu te simți bine, simți că nu te simți bine, e mult mai bine să faci o testare, să vezi despre ce este vorba, încât să diminuezi efectele de a răspândi mai departe virusul. Studenții noștri, eu îi felicit pe această cauză, cu această ocazie și public pot să declar acest lucru, sunt niște studenți foarte conștiincioși, foarte serioși și foarte responsabili de acțiunile lor și de activitatea care se întâmplă. Adică rectorul universității și personal de specialitate, medicul universității, doamna Aldea, și-o felicit pe această cauză, au, împreună cu administrația Căminelor, au deschis o listă în care se înscrie orice student care locuiește în Cămine și care consideră că are un risc legat de pandemie, de virusul respectiv, se înscrie și testarea este gratuită. Deci se realizează testare gratuită la nivel de test rapid, dar cu o mare acuratețe pe care le folosim și noi. Folosim. Deci nu este vorba despre acel real-time PCR cu prelevare? Real-time PCR este a doua etapă. Deci și la nivel general, național, testarea se face în două etape. Se poate face direct cu real-time PCR sau se poate face într-o variantă preliminară, într-o testare de acesta preliminară ca să vezi dacă ai sau nu virusul. E o testare rapidă, cu un test rapid și care implică mai puține costuri și se face mult mai repede, se afle și mai repede. Afle și mai repede rezultatul. Noi testăm prin această modalitate atât studenții cât și profesorii sau angajații în zona administrativă a universității prin testare rapidă, iar în momentul în care există suspiciunea că este bolnav, merge mai departe și face testarea la PCR, având contracte cu Spitalul de Copii din Galați. Deci este valabilă această variantă, mă rog, de testare doar pentru cei care stau în Cămine și pentru angajații universității. Este valabilă doar pentru cei care stau în Cămine și pentru angajații universității, dar revin încă o dată cu felicitări și vă spun că ne-am preocupat încă de la începutul pandemiei, în calitate de administrator al universității, că asta suntem până la urmă cei care conducem universitatea, să asigurăm toate condițiile de igienă și toate măsurile de prevenție, începând cu afișe, începând cu dezinfectanți, începând cu trasee separate, începând cu dezinfectări realizate în zona respectivă, începând cu controle, avem controle în Cămine cu termometru, deci vedem pe bază de temperatură, se ia temperatura și dacă sunt suspiciuni, atunci vă dați seama, dar nu avem astfel situații și noi am asigurat cadrul. Deci noi asigurăm măsurile, dar am constatat din partea studenților noștri și încă o dată nu mă pot abține să ne felicit, o conștiinciozitate și foarte, foarte matoși, respectă foarte bine aceste măsuri, sunt conștienți și respectă măsurile de siguranță, motiv pentru care nici nu avem situații deosebite în zona aceasta. Deci este o măsură voluntară, ei se testează dacă se simt că nu sunt bine, este gratuit, ca și pentru toți angajații universității. Asta mă bucur și sper să aveți din ce în ce mai puține rezultate pozitive. Nu avem multe rezultate pozitive. Statistica, 600 ceva de teste care s-au făcut până în prezent, nu știu dacă 2% sunt una peste alta. La nivel de studenți am avut două cazuri, ca să vă dați seama, izolate la o distanță de 30 ceva de zile și care probabil, foarte probabil, era în afară. Oricum nu avem focare de COVID în cadrul instituției. Nu avem situații de acestea de contaminare comunitară sau masă, nu știu cum se spune exact, pentru că nu sunt medic. Au fost doar cazuri izolate și eu cred că au fost din afara instituției, pentru că nu am avut probleme. Și vă dați seama, 2% la nivel de instituție este foarte, foarte puțin, dar avem măsuri de prevenție, asta avem testare. Au fost foarte serioși în respectarea acestor măsuri. Respectăm măsurile și la nivel de mască, la nivel de celelalte. Deci dacă intri în instituție, să observați că tot personalul și studenții noștri respectă măsurile de prevenție, măsuri care înainte să fie generalizate prin lege, noi le respectam la nivel de instituție, motiv pentru care este și situația aceasta, zic eu, bună, comparativ cu nivelul local sau național. De altfel și noi aici respectăm aceste măsuri, chiar dacă se uită telespectatorii noștri și acum nu ne văd cu mască, e pentru că noi avem acea distanță regulamentară între noi și în plus a fost zona foarte bine. Iar eu sunt testat, înainte, sunt negativ, recent, adică ne testăm și noi periodic, fără nicio problemă. În ciuda speranțelor dumneavoastră, cadrelor
din universitare, din cadrul Universității Dunărea de Jos, iată că cursurile nu se desfășoară decât online în această perioadă. Cum vă descurcați cu acest învățământ online, din punctul de vedere al profesorului aici? Trebuie să ne descurcăm, că nu avem altă soluție până la urmă, deci când e legea, nu-i tocmeală. Nu? Ne descurcăm, zic eu, bine, colegii mei s-au adaptat foarte bine, cine nu se adaptează dispare, dar suntem un personal didactic competent, suntem un personal didactic care demonstrăm și în situații de criză că știm să ne adaptăm unor situații mai dificile și știm să facem față cu brio. Lucru care se vede prin rezultatele, ați văzut și în presă, o serie de rezultate notabile pe care le-am obținut în ultima perioadă, prin desfășurarea în continuare a activității, prin un proces de învățământ care sperăm noi să acopere în totalitate nevoia de cunoaștere a tinerilor, partenerii noștri, a studenților, și prin o continuitate a activității indiferent de situații. Adică nu avem situații complicate, nu avem situații grele, ne-am adaptat la criză, la metodele online, le folosim, metode moderne și care, să știți, ne și ajută în predare. Luați în calcul, cel puțin pentru laboratoare, să se desfășoare cu studenții fizic la facultate? Aici, da, luăm în calcul și am încercat să amânăm aceste activități practice, pentru că sunt unele activități la nivel de laborator pe care le poți face și teoretic la nivel de experiment. Profesorul arată cum se face și poate fi chiar și un film sau un tutorial, dar studentul trebuie să-și dea și mâna, adică să învețe cum lucrează. La medicină se lucrează în permanență, se merge în continuare, că pe clinică merg în spital și își fac activitatea, deci acolo nu este cazul. La facultățile tehnice, unde era nevoie, unde e nevoie de partea aplicativă, vom recupera activitatea aplicativă laboratoare. La facultăți, alte facultăți unde a fost posibil, vă dați seama, zona de soft poți să faci și de acasă, unde poți să interacționezi și poți să faci activități aplicative prin intermediul mijloacelor media, mergem pe varianta respectivă, dar celelalte care sunt activități practice, așteptăm vaccinul sau vremuri mai bune, oricum le vom face. A trecut mai bine de jumătate de an de când și cursurile se desfășoară în online și examenele și sesiunea de admitere au fost online. Ați simțit un regres educațional? 10 luni au trecut, nu jumătate de an. Dacă stăm să ne gândim, gândesc, februarie, am pus și pe vacanța la socoteală. Da, și în vacanță. Se mai învață și în vacanță, da. Se lucrează și am avut activități și în vacanță și admiterea. Nu pot să afirm că există un regres. Și acum sunt atât de mulți studenți și atât de multe situații și atât de multe discipline, încât nu pot să spun că este un regres. Studenții s-au adaptat și ei foarte bine și învață. Adică mă uit că sunt foarte conștiincioși și discut de studenții mei, pentru că e cel mai... Dacă vezi pe nivel de admitere, ați văzut că am stat mai bine ca în trecut, deci nu putem să spunem că ne-a afectat în vreun fel partea aceasta de epidemie sau criza epidemiologică. La... Până n-a venit încă sesiunea, ca să vă dăm alte, eu știu, aspecte în vară, la sesiunile din vară, la susținere de licențe, lucrări de licență, de master sau chiar de doctorat. Acum am avut 2-3 doctorat și mai am încă 2 în decembrie. Nu au fost nicio problemă, nu a apărut nicio problemă, nu au apărut deficiențe. Nu am constatat o reducere a promovabilității studenților, unde ne păstrăm standarde de calitate, pentru că altfel vom avea de suferit ca instituție și noi păstrăm un învățământ de calitate. Și atunci concluzia este, dacă ne uităm pe cifre, pe situații, pe statistică, înseamnă că nu a scăzut nivelul învățământului. Vom vedea în piața muncii până la urmă, nu? Exact. Lipsește totuși ceva, acea conexiune dintre student și profesor. Și eu azi am avut curs și stăteam cu ei. Uneori e complicat, pentru că vorbești în fața unui calculator. Adică nu te vezi, nu le vezi reacțiile directe. Nu, chiar dacă ei au camera deschisă și îi vezi. Nu interacționează? Nu interacționează, nu îi simți până la urmă. Adică așa, când ești cu ei alături, îi simți când mai faci o pauză, când faci o glumă, vezi că e bună și că se distrează, că te întreabă ceva, te întreabă direct și nu au, eu știu, poate e mai greu prin intermediul internetului să te întrebe, mai ridică e mâna și spun, domn profesor, vă întreb ceva, asta, asta e în regulă. Dar totuși e seacă treaba, deci cum să vă spun. Lipsește emoția aceea? Lipsește emoția. Emoția era atunci, simțeai emoția. Lipsește, cum să vă spun, e ca o întâlnire care ai pe internet și care ai față în față. Gândiți-vă că n-am fi avut emisiunea aceasta față în față și nu ne simțeam unul pe altul. Adică lipsește conexiunea om care se face nu neapărat prin intermediul
transmite un mesaj verbal, și mesajul non-verbal e și, sunt mult mai mult factor care îți transmit ceea ce vrei să spui, mesajul către cel care îl primește. Ce vă spun studenții? Că presupun că mai vorbiți la telefon, vă mai întâlniți și pe stradă cu ei. Pe ce să spun? Domnule, să ne dă de cursuri, ne dă să ne mai întâlnim, să ne întâlnim direct, trebuie așteaptă să termine pandemia. Eu încă sunt reticent cu terminatul acesta, probabil că o să mai dureze ceva până se termină, dar studenții, ce să spun, spun și ei ca și noi, că asta e situația, trebuie să ne adaptăm în situația, adică în momentul în care e o situație impusă și dacă pui în balanță faptul de a te îmbolnăvi, de a apărea, eu știu, riscul unei îmbolnăviri și riscul de a face cursurile online sau situația de a face cursurile online, ne adaptăm situației. Am văzut recent un top al universităților din România, iar Dunărea de Jos se află în top 10, cu două poziții mai sus decât la ultima evaluare. Exact. Cum ați reușit? Top 10, nu? Top 10, suntem exact. În top 10, cum era da. Cu melodia înainte, da, cu top da, 10, nu? Da. Cum să reușim? Prin foarte multă muncă. Deci este un efort de durată, este un efort care încununează activitatea instituțională pe o perioadă lungă. Noi suntem universitate cu tradiție, suntem universitate cu 70 ceva de ani de învățământ și poate chiar mai mult dacă facem un calcul. De când a apărut învățământ de specialitate pe unele domenii economice, avem interbelic, deci deja suta de ani de acum, nu? De când facem învățământ de calitate superioară la galații. Și atunci, într-adevăr, în momentul de față încep să se adune, să se vadă rezultatele muncii. Noi am început și Consiliul Universității scoatem în evidență și valorificăm o parte din aceste rezultate, încurajăm aceste rezultate, monitorizăm aceste rezultate ale cercetării, dar este o activitate care încununează efortul unor generații care ne-au creat și pe noi și cercetătorii din ziua de astăzi, încununează munca multor profesori și a unui colectiv didactic competent cu dragoste și pedagogie pentru învățământ și cercetare. Este în egală măsură meritul studenților și al profesorilor? Noi suntem parteneri și studenții ne reprezintă. Studenții mei sunt acum colegi, o parte dintre ei, deci ei sunt alături de mine la catedră. Studenții mei mai departe, să știți că în ranking avem și partea de angajare, de piața muncii, de rezultate, de absolvenți. Mă uitam pe un top al universităților la nivel internațional, un indicator pe unul dintre cele mai prestigioase topuri pe Shanghai este câți absolvenți au luat premiul Nobel. Adică se merge pe mai departe, nu neapărat că ți-a fost student și ai finalizat sau ai avut studii. Vezi cariera și cât de legată este instituția și ce face mai departe. Din păcate, fondurile mai puține, situația mai puțină, situația națională, poziția sau eu știu alte motive, ne-au îndepărtat de zona aceasta în care să avem un absolvent al galațiului câștigător de premiul Nobel. Cei care sunt în top, chiar în față, au și acest atribut, au și această caracteristică și atunci vă dați seama că suntem împreună în această muncă. Dar locul 10 este un loc care ne onorează. Cine mai face parte din acest top? Păi sunt universități, sunt, dacă faceți un calcul, sunt aproape de 100 de universități la nivel național. De fapt, sunt 102, eu știam de 99. Am văzut în top că sunt 102, cred că mai sunt ceva institute acestea care sunt cuantificate. Și în 102 instituții universitare la nivel național, suntem în poziția 10. Suntem alături de universități care au și o tradiție mai mare decât a Galațiului. Adică discutăm de Cluj, discutăm de București, Iași. Discutăm de Iași, în care învățământ se făcea înaintea Galațiului, învățământ nominalizat ca învățământ universitar, că și aici se făcea învățământ de multă vreme. Care facultate credeți că a ridicat puțin top, ne-a ridicat pe noi în top? Nu mă puneți într-o situație ingrată, pentru că noi suntem o unitate. Deci discutam cu colegii de la comunicare și ne gândeam că deviza Uniunii Europene, unitate în diversitate, nu sau diversitate, unitate, da. Mi se potrivește foarte bine, pentru că noi suntem o instituție multiculturală, dacă aveți o universitate cu multe facultăți, cu multe domenii, acoperim cam toate domeniile la nivel național, nu? 14 facultăți și venim fiecare cu aportul său în acest efort. Adică nu pot să fac o diferențiere, chiar dacă o facultate poate are mai multe realizări pe donări de publicații.
alta vine cu alte realizări în domeniul educațional, alta vine cu realizări în domeniul artistic, adică sunt și indicatori diferiți de cuantificare. Cum poți să cuantifici un spectacol de calitate? Cum poți să cuantifici activitatea unui medic care salvează un pacient? Câte articole ar trebui să echivalezi cu activitatea unui student care, spuneați mai devreme, merge și luptă cu COVID-ul, nu? Adică suntem o unitate, suntem o familie mare în care suntem 14 facultăți, fiecare muncim și contribuim cât putem pentru acest efort instituțional, iar rezultatele sunt pentru toți și nu sunt doar ale unei facultăți. La Universitatea Dunărea de Jos se construiește un cămin nou-nouț. Se construiesc multe. Se construiesc cariere, se construiește viitorul unor oameni, se construiesc facilități în cazul acesta pentru cazare, dar și pentru educație. Pregătim o facultate, avem o facultate într-o clădire nouă, medicina, deci intră într-o clădire nouă pe malul Dunării frumoasă și reprezentativă pentru universitate. În clădirea fostului exact, parc de soft. Exact. Și suntem acolo. Adică sunt multe investiții pe care le facem la nivel de universitate și la nivel de proiecte ale universității. Dar căminul, într-adevăr, este o investiție deosebită prin care încercăm să ne adaptăm și condițiilor de criză, dacă vezi, pentru că au fost restricții legate de numărul de studenți din cameră. Încercăm să venim și în sprijinul unor generații din ce în ce mai pretențioase, inclusiv la nivel de cazare, dar și la nivel de educație, și care doresc condiții mai bune, doresc să aibă, eu știu, condiții de viață, de trai, de educație, de muncă până la urmă cât mai bună. Și atunci construim într-adevăr un cămin nou pe locul unei foste cantine care nu se mai justifica, având în vedere faptul că mulți studenți servesc masa, adică ceea ce avem acoperă, da, nevoile de hrană, și în zona respectivă, pe un teren bun, în mijlocul complexului studențesc, se va construi un cămin modern, cu unde aproape 200 de locuri, campusul... unde a fost cantina 1, dacă știți cantina studențească 1, mergeam eu ca student acolo la masă, lângă căminul E, vis-a-vis de căminul B și aproape de căminul A. Și pentru că tot aminteați despre cantină, mai este deschisă cantina și în această perioadă? Cantină. Cum să nu fie deschisă? Avem grijă de și de masa oamenilor noștri, numai de sănătate. Numai că studenții nu pot servi masa nu, acolo. Nu, respectăm condițiile naționale și care sunt în domeniul alimentației publice. Știți că nici la restaurante nu mai este permis să servești masa acolo și atunci mergem pe regim takeaway, adică ia-ți acasă și mănâncă acasă, dar cu niște condiții foarte bune, casolete, recipiente de unică folosință, ustensile de servit masa de unică folosință și niște prețuri foarte avantajoase. Și prețuri studențești. Studențești, exact. Adică și gândeam și noi mâncăm acolo, mâncăm, ne luăm și mâncăm în zona amenajată pentru servit masa la birou, da? Și mă uitam că 7, 8 lei, 10 lei mănânci o masă care nu știu dacă poți să mai mănânci în altă parte, o masă sănătoasă, făcută de la prânz, care este binevenită. Făcută și de absolvenții noștri care lucrează acolo, făcută cu dragoste, că până la urmă știți, la mâncare contează foarte mult condițiile, dar și dragostea care este în mâncare. În ce stadiu se află lucrările la cămin și încheiem cu acest subiect? Noi sperăm să fie gata, s-a pornit partea de investiție efectivă. Noi sperăm să fie gata prin iunie, iulie, știu, în toamnă, sperăm să fie gata. Acum, știți cum e în construcție, e mai complicat un pic, nu poți să ai niște termene foarte stricte. Planificarea este într-o măsură bună, dar apar și factori neprevăzuți. Deci, noi sperăm la anul, în toamnă, să putem primi noile generații de studenți în căminul nou. Și pentru că aminteați mai devreme despre studenții care pregătesc, sau mă rog, dau o mână de ajutor prin idei la mâncarea pe care o servesc acolo la cantină, ce se mai întâmplă frumos la Facultatea de Ingineria și Științe Alimentelor? Pentru că știu că acolo se întâmplă întotdeauna, veniți mai cu premii, cu medalii. Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă? Se întâmplă lucruri bune, ca și la alte facultăți. Dacă vedeți, sunt concursuri și etape periodice și atunci periodic ies în evidență realizările ale unei facultăți, dar dacă vă uitați pe știri, o să vedeți că și alte facultăți au câștigat premii, Facultatea de Calculatoare a luat un premiu, s-a clasat în primele poziții, în primul sfert al participanților, de cei 29 de participanți la Suceava. Adică avem premii în permanență la fiecare facultate, într-adevăr, pe sănătate și pe mâncare sunt mai de impact, să spunem, decât altele, dar Facultatea de Știință și Inginerie Alimentară este o facultate cu tradiție, este o facultate care este fanion a universității și foarte multă vreme a fost singura facultate din țară.
păstrează poziția aceasta de lider al învățământului de specialitate și al cercetării de specialitate în domeniul producției alimentare, alimentar, și atunci venim pe piață cu produse noi, venim pe piață cu premii, participăm la competiții, participăm la competiții internaționale și noi ca și modalitate de derulare, ca investiții, ca susținere sunt noi și luăm premii la InnovAliment, cred că de aceasta spuneți, la sesiunea științifică studențească de la Arad, la alte competiții venim cu premii și realizări care cresc prestigiul universității. Discutam de indicatori de ranking. Da. Mă uitam iarăși că acolo un indicator mai mic așa este legat de cum se implică foștii absolvenți în derularea activității unor instituții, în universități. Această competiție de care aminteați mai devreme InnovAliment este făcută de o fundație care își propune dezvoltarea cercetării și a învățământului de calitate. Da? E o fundație făcută de un fost om de afaceri, să spun, nu vreau să dau nume. Deci observați că atragem și fundațiile, fondurile private. Dacă veți, mi se pare că asta este unul dintre cel mai important aspect al premiului. Mediul economic să fie mediul de economic vine și începe să investească în cercetare și în învățământ de calitate. Și atunci când se combină și există o colaborare între mediul universitar și cel economic, ies lucruri frumoase. Și am luat premiul în competiție cu universități de profil din țară și din străinătate de prestigiu. Adică nu suntem... am demonstrat încă o dată ceea ce era de demonstrat sau ceea ce se știa, că suntem în fruntea învățământului de specialitate pe industria alimentară. Noaptea cercetătorilor, o ediție în pandemie anul acesta. Cum s-a desfășurat? Condițiile au fost de pandemie, ediția a fost excelentă, ca să spunem așa. S-a desfășurat altfel, dar să știți că mă gândeam și am desfășurat și alte competiții online. Adică noi în aprilie, martie-aprilie, cred, am avut prima sesiune online a comunicărilor științe studențești. Știți că anual se face o sesiune de comunicări științe studențești și am desfășurat-o online. Deci în aprilie am făcut o sesiune de comunicări științifice online. Când încă nu era nu era, dar mă rog, se declanșase pandemia. Eu am zis hai să facem online, că e mai bine, da? Am făcut conferința școlii doctorale, am făcut-o online. Urma să vă întreb și da, despre... Adică am făcut tot felul de evenimente, noi am pornit pe zona aceasta și acum s-a generalizat probabil la nivel european aici, dacă vreți putem să fim chiar începători, nu? Că am fost pionerii. Înainte altora, nu? Da. Pionerat. Și evenimentul respectiv care era direct, acum a devenit online prin datorită condițiilor de pandemie. Deci, am participat la eveniment cu 18 firme, toate facultățile aproape au fost implicate în această activitate. Am încercat să ieșim pe piață cu lucruri noi care să atragă tinerii, să atragă copii, să atragă viitorii candidați sau viitorii studenți. Mă uitam pe niște emisiuni apropo de industrie alimentară, de facultate sau de cercetări de profil, cum e să-ți vezi cafeaua la microscop înainte să o bei sau după sau nu, sau când o pregătești, nu? O mai bem sau nu? O bem, cum o să bem, nu bem, da? Sigur, cum să nu, nu e nimic, dar e altceva, e o altă lume. Deci descoperi că în picătura ta de cafea sau în ce ai tu acolo, poate fi un alt univers și poți să descoperi alte valențe și e ceva atractiv. Cum e să-ți prezinte un medic, o consultă de specialitate. Adică au fost tot felul de proiecte cu tot felul de preocupări care să mi-atragă candidații, să mi-atragă tinerii, să arătăm că suntem o instituție deschisă și așteptăm cu drag viitorii studenți. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat va premia rezultatele cercetării studenților doctoranți din anul 2020. Este o premieră, am înțeles, pentru la nivel instituțional. Studenții doctoranți. Dați-ne mai multe detalii, domnule profesor, despre ce e vorba. Avem o parteneriat și o colaborare foarte bună în domnul acesta, eu personal, cu domnul profesor academician corespondent al Academiei Române, domnul profesor Rusu, și îl felicit pe această cale și noi lucrăm foarte bine la proiecte, la inițiative. Avem un proiect la nivel instituțional care se adresează cercetării de excelență în cadrul universității și prin care o să vedeți știrea și cu poate facem altă emisiune și cu această informație, nu? Prin care premiem excelența în cercetarea științifică la nivel instituțional. Adică, anul acesta premiem pentru profesor, discutăm în etapa aceasta și vă spun, apoi facem legătura, pentru profesor premiem cel mai bun articol, adică articolul care este publicat într-o revistă cu un factor de impact cât mai mare, da? Premiem articolul care este cel mai citat anul acesta la nivel instituțional, premiem
revistele universității care sunt cu vizibilitate internațională sunt indexate în baze de prestigiu la nivel internațional. Premiați excelența. Premiem excelența. Exact așa se și numește gala și premiu. O să avem și o gală. Poate vă invităm să participați online, să vedeți cum este. Avem pe 14 septembrie, este gala cercetării de excelență, CEREX se numește, la Universitatea Dumnezeu din Galați. E un eveniment online. De, din discuția cu domnul profesor, care este implicat și dânsul este pe prima poziție în zona de citări la nivel instituțional, îl fericit cu această ocazie, până la urmă este în cadrul Academiei Române, mi se pare normal, nu? Discutam despre aceste premieri, de faptul că ne-am propus să premiem profesori, să premiem centrele de cercetare, să premiem brevetele care s-au obținut, adică avem niște realizări științifice la nivel de cadru didactic, la nivel de angajații ai universității și dânsul spune, haideți să premiem și studenții, adică până la urmă, de ce doar profesori? Zic, nu prea avem fonduri, că proiectul nu era pe așa ceva, pentru așa ceva, și atunci a venit cu inițiativă deosebită și, într-adevăr, pentru prima dată la nivel instituțional, să premiem și studenții doctoranți. Studenții doctoranți care sunt în stagiu sau în primul an de prelungire, adică primul an după ce au terminat cei 3 ani de pregătire sau 4, dacă sunt pe medicină, și în care au timp să-și pregătească, să-și, eu știu, susțină teza, și îi premiem dacă au articole de acestea publicate în reviste cu impact. Cum a fost primită în rândul studenților doctoranți această inițiativă? Așteptăm că de-abia au început înscrierile. Să vedem. Dar, mă rog, ideea a ajuns și la ei. Ai mei au fost încântați și au zis că se înscriu. Sperăm că, bine, până la urmă e vorba de un premiu, e vorba de o premiere, de o recunoaștere, de o diplomă, dar și cred de un premiu. E mai important această recunoaștere. Poate sunt bune, de ce să nu ai greșit? De Crăciun, până la urmă, un premiu, o bucurie de Sfântul Nicolae, nu? Poate chiar. Sigur, da. Prin care premiem și e puțin, dar pentru, știți cum e, pentru un e foarte bun. Pentru oricine e bine să iei un premiu și dacă ești și cu ceva material în spate și poți să-ți faci o plăcere, o bucurie sau poate să-și publice un articol, să plătească o taxă, treaba lor ce fac, fiecare cu premiu, e problema lor ce fac mai departe, cum îl folosesc, dar e o inițiativă deosebită. Felicit școala doctorală și personal pe domnul profesor Rusu pentru această inițiativă. Mulțumesc Consiliului Universității care a aprobat această inițiativă, pentru că suntem o echipă cu toții și este într-adevăr o inițiativă pe care noi ne dorim să o facem permanentă, da? Ca și cea cu premierea excelenței în cercetare. Am zis că vom avea anual o gală a cercetării de excelență în care premiem profesorii, studenții, poate și personalul auxiliar care este implicat în cercetare, pentru că și în zona respectivă sunt mulți care lucrează la laborator, la aparatură și care uneori nici nu sunt puși în articole, dar ei au și ei munca lor acolo în spate, care asigură buna desfășurare a cercetării. La Universitatea Dunărea de Jos s-a desfășurat și Black Friday pe programe universitare. Despre ce a fost vorba? Sau e mult spus? E o treabă studențească aici, să știți. Adică ne place să ne adaptăm la spiritul studențesc. Și ați văzut, probabil știți, ați cules-o de pe rețeaua socială. Avem aproape 300.000 de urmăritori pe pagina. Adică suntem, să știți că este un top și al rețelelor sociale la nivel național. Aceasta este tendința. Și fac parte, l-am văzut la unele ranking-uri, la unele ierarhizări internaționale, la unele top-uri internaționale, fac parte inclusiv din ranking-ul la care, adică e un criteriu de ierarhizare. Cât de bine stai în zona aceasta de social media, da? Suntem alături de partenerii noștri studenți și atunci ei au venit cu o inițiativă prin care ISEC, de fapt, au niște proiecte destinate tinerilor studenți prin care trebuie să plătească o mini-taxă de acolo de participare la o competiție, au niște mini-taxe și ca să antreneze mai mulți studenți, au zis hai să facem un Black Friday, să facem un Black Friday prin care reducem taxele celor care se înscriu în perioada respectivă ca să mai ajute un pic să mai impulsioneze. Suntem alături de ei, am preluat ideea din zbor și atunci zic hai să o publicăm și noi, să o punem și noi pe site-ul universității, pe contul de Facebook și a prins. Dacă ați citit-o, înseamnă că a fost interesantă și a prins, nu? E de impact. Deci este o inițiativă studențească, este vorba de o antrenare a studenților, niște proiecte care sunt derulate prin intermediul ISEC, organizația studențească de profil. Aș vrea să vorbim puțin acum despre Universitatea Vârstei a Treia. Este un proiect de care îmi vorbea și data trecută, foarte drag dumneavoastră și domnului rector. S-a mai desfășurat anul acesta, având în vedere condițiile de pandemie. Mai sunt studenți de vârsta a treia la Universitatea Dunărea de Jos? Nu știu dacă puteți să preluați pe Facebook și pe YouTube, dacă veți. Și cred că ar fi o știre care merge la nivel de Guinness sau ar fi chiar de promovat la nivel internațional,
Cum au deschis studenții vârstei a treia anul vestal 2020-2021? Știu, da? Știți melodia care este la modă, la modă, și s-au adaptat, au învățat-o și au deschis anul vestal în pași de dans. Deci ce vezi mai mult decât atât, cât faptul că se bucură că am început școala, este online, într-adevăr, sunt aproape 70 studenți care s-au înscris la aceste cursuri, mai puțin pentru că unii nu au mijloace tehnice, nu au dexteritate, dar avem și cursuri de profil, sau li s-a părut mai puțin atractiv decât să stea de vorbă direct cu profesorii. Deci, un pic mai puțin decât anul trecut, 200, dar merge mai departe și asigurăm continuitatea, care zic eu e mare lucru. Deci, aproape 70 de tineri studenți seniori ai universității sunt pe băncile virtuale ale universității și fac în continuare activitățile. Ce? Vă mai spun o știre care este de impact și care ar trebui, cred eu, promovată și care chiar cred eu că este noutate, dacă nu la nivel și european. Am avut o studentă, o doamnă, de 80 de ani, cred că în jur de 80 de ani, care a fost la Universitatea Vârstei a treia. Extraordinar. Și acum este studentă la drept. La zi. La zi, în anul 3. Ce spuneți? Este un exemplu. Adică observați că se poate migra. Faci întâi facultatea și apoi faci U3A, Universitatea Vârstei a treia. Înseamnă că a fost convinsă la cursurile Universității Vârsta a treia, de aceea... A fost convinsă și asta dorea. Asta visea, să facă facultatea de drept. Facultatea de drept este cu admitere. Este o facultate dificilă. Dacă mai aveți iarăși o treabă de poveste... Deci a dat examen? A dat admitere acum 2 ani de zile și dacă mai aveți o poveste iarăși interesantă, că eram atunci prin zonă, când a dat admitere, calculatorul este calculator. Până la urmă nu analizează omul, Sibiu sau alte. El face o la admitere atunci când s-au făcut mediile cu examen de admitere și cu medie de la bacalaureat, că era și indicator examen de bacalaureat, a inclus-o la o persoană, la un student admis la taxă. Și ne-am uitat să vedem din ce cauză a avut o scădere a mediei pentru că a avusese 5 la bacalaureat. Nota 5. Și doamna respectivă a venit cu contestație și a zis, domnule, eu am avut cea mai mare notă la bacalaureat, cum să mă depunctați, că ea făcuse calculul cu 10, cu, adică în perioada respectivă era sistemul rusesc de apreciere a notelor, de notare. A, și 5 era maxim. Nota cea mai mare. 5 era cea mai mare notă, deci cum e 10 acum? Ea intra cu 5 în examen de admitere, 5 înseamnă jumătate în 10, dacă facem un calcul, e cam ca la Nadia Comăneci, când avea 10 și nu știa calculatorul să interpreteze. Și cu 5 intrase la taxă și a contestat și am trecut-o la buget pentru că avea media cea mai mare, adică nu avea 5, avea 10 dacă facem un calcul. Deci este un exemplu, dacă vezi, și aici suntem în top, dacă vezi, la nivel național și poate chiar internațional. Avem studenți de la 8 ani, care sunt în Universitatea Junior, până la 80 de ani, la zi, da? Deci discutăm de studenți care sunt pe băncile, acum sunt online, dar pe băncile universității și care au migrat din zona aceasta de Universitatea Seniorilor către Universitatea Tinerilor și invers, o să fie peste câțiva ani. Dar cum se descurcă acești studenți cu cursurile online? Bine, se descurcă bine. Avem niște platforme bune. Lucrăm acum pe Microsoft Teams, care pot să fac reclamă, nu? Da. Asta este, până la urmă, avem, nu avem, e o platformă și un sistem, da, care lucrează universitatea, și în care le vezi față în față, discuții, poți interveni, adică este foarte prietenoasă și asigură și o securitate foarte bună a cursanților și a profesorilor. Și atunci s-au obișnuit, au învățat, până la urmă apeși un buton acolo, te conectezi, te sună când începe cursul, dacă e programată și mă sună ca profesor sau sunt studenții, nu sau... Treceți în deci clasă, e reciproc, ia treceți în clopoțelul și intră și ei ca orice alt student, stau acolo, discută. Nu este ca atunci cum e față în față, adică nu e același lucru. Dar în lipsă de altceva, cum să vă spun, facem și aplicăm și varianta aceasta și sunt și lucruri bune. Adică poți să fii la distanță să urmărești un curs, poți să, eu știu, nu trebuie să te mai pregătești, să pleci la școală, să te aranjezi ca doamnă sau nu mai e loc de transport, se adică mai reduci niște cheltuieli, mai reduci niște costuri, poți să faci cursurile și mă înveți. Până la urmă, important este că primești cunoașterea, primești informația și cel mai asta e cel mai important. Dar care cursuri sunt cele mai vânate, să spunem, de la ce facultăți, ale căror facultăți? Cele mai vânate sunt tot cele care au fost și înainte, adică avem cele 10 module, singurul la care n-am putut să mai facem e turismul. Adică pe zona de turism n-am putut să mai derulăm cursurile respective, în schimb sunt iarăși ele cu sănătate, cu chiritoterapia, un pic mai greu că trebuia să învețe practic cum se acționează. La turism mergeau, făceau excursii de studiu, nu știu dacă v-am spus de generațiile anterioare, au fost în pelerinaj pe jos până la Punta. Pe jos? Da, pe jos.
ce ar fi să mergem noi care nu suntem pensionari, adică a durat un pic, spunea că a durat vreo 200 până a ajuns acolo, dar au mai oprit pe la câte o mănăstire, au mai stat, au mai înoptat. Asta e o provocare. Deci este o provocare și veniseră cu inițiativa, îmi pare rău că pandemia ne-a oprit, că eu plecasem la Chișinău în primăvară, să încep să deschid și acolo, că au vrut să facem U3A la Chișinău. Că noi avem și extensiuni în zona respectivă, exact. Avem filiale și discutasem deja cu o universitate parteneră să înființăm și la Chișinău U3A și vreau să facă un drum de acesta pe malul Prutului. Adică să treacă dintr-o parte în alta pe jos cu U3A de la Chișinău, U3A Moldova și să facă un parteneriat de acesta, schimb de experiență. A spus că e o variantă de Erasmus la nivelul U3A, adică să facă și un schimb de experiență și cu cenouți. Deci vă dați seama că un pod de educație, un pod educațional, ceea ce facem noi ca universitate, că asta facem, suntem un pod educațional între Estul, Vestul și Centrul Europei. Adică avem extensiuni și filiale în partea vestică a Europei, în Italia, și pregătim și în alte, să mai deschidem. Avem aici, în România, și ați văzut știrea și la Buzău vom avea o extensiune, nu? Mai nouă. Nu știam, iată că la Buzău, la Focșani, de pregătim și în zona națională, să mai avem niște zone în care să facilităm accesul la educația a studenților care sunt în zonele respective. Avem în zona estică și mergem cu programele de pregătire în zona Republicii Moldova și a Ucrainei. Nu mai vine studenții la universitate, se duce universitatea acasă la studenți, practic. Suntem furnizori de servicii educaționale. Ca orice furnizor de servicii, ne adaptăm și condițiilor de pandemie și nevoilor de cunoaștere și atunci mergi mai aproape, discutam cu domnul primar de la Focșani, că au nevoie de specialiști pe anumite domenii și ca și la Buzău, au venit cu facilități acordate universității pentru a deschide programe de specialitate destinate nevoilor mediului local, de afaceri sau, eu știu, economic în zona respectivă. Am vorbit despre Universitatea Vârstei a Treia, dar ce facem, ce s-a întâmplat cu Universitatea Junior? Suntem și acolo în perioada de finalizare a unei serii de studiu, deci finalizăm perioada aceasta, se finalizează o serie de studiu și vom încerca, suntem în lucru, pentru că este un pic mai greu, vom face o platformă de Universitatea Junior la nivel național. Că dacă online îți permite să predai de oriunde și pentru oricine, am vorbit cu colegii noștri care au fost la emisiune, la dumneavoastră mi-aduc aminte, am fost cu Ionuța aici la o emisiune și vom pregătim o platformă la nivel național care să se adreseze tinerilor, nu doar din zona Galați, ci în altă parte, pentru că acum avem acces la orice tânăr, în orice caz, la orice distanță națională sau chiar internațională de a participa la astfel de cursuri. Știu că atunci când s-a înființat practic această universitate, era, nu mai aveați locuri, am oprit în scrierile, căutare, 125 de candidați am avut atunci și deja aveam curs și îmi pare rău că n-am putut să-l derulăm datorită pandemiei pe micul bucătar. Deci aveam curs de MasterChef Junior și deja acolo era un aflux de doritori care vreau să vină să vadă cum se face mâncare. Acum, adică ne pregătim, nu mai vorbesc de domeniile acestea de softuri, de calculatoare, de jocuri, pe toate domeniile aveam. Începusem la educație fizică, pregăteam dans sportiv pe zona respectivă și copiii vreau să vină să facă dans sportiv, să facă mișcare și o educație fizică de performanță, sport de performanță la nivelul acesta de Universitate Junior. Adică sunt multe lucruri, din păcate, pandemia le-a încetinit. Nu le-a oprit, pentru că eu sunt sigur că la anul pe vremea asta vom discuta de un învățământ direct, nu online, și care vom utiliza experiența unui învățământ online și pe partea aceasta directă de învățământ fizic. Da, Universitatea aceasta Junior se mai bucură de aceeași, să spunem, prezență, așa cum era și înainte. Noi continuăm seriile pe care le-am început. Deocamdată finalizăm ceea ce am început. Deocamdată, ca și responsabil pe zona respectivă, mai așteptăm un pic, pentru că nu putem aduce copiii la școală. Ei nu merg la ei la școală. Și atunci ne ferim deocamdată. O să facem niște module online. Dar iarăși, ca și la învățământ, când ai un copil în față, cum să-l înveți pe acel copil să facă literele?
Aici era vorba într-o primă etapă a modulului de pregătire, învățau să deseneze, învățau să-și facă o pictură pe care apoi o transpuneau în formă electronică. Adică din zona de hârtie, că primele faze erau pe hârtie. Deci făceau pe hârtie, învățau să-și facă personajele, le creau în zona respectivă, apoi le transpuneau în zona de soft. Dacă tu nu l-ai să-l înveți să deseneze și nu poți să-i duci mâna copilului care să-ți facă litera, e mai complicat. Așteptăm un pic în zona respectivă și așteptăm să-i putem avea alături, pentru că e altceva. Pentru că suntem aproape de sfârșitul anului 2020, un an foarte greu pentru toate un domeniile. An deosebit. Deosebit, da, probabil că așa un este. Un an deosebit. Să știți că pe unele domenii a fost foarte bun. Gândiți-vă la zona de internet, gândiți-vă la zona de jocuri pe calculator. Adică în zona respectivă au fost niște boom-uri și au crescut cifrele de afaceri extraordinare. Deci acolo nu puteți spune că a fost un an prost. Acolo a fost un an foarte bun. Au fost domenii și domenii care... Poate și pe televiziune a fost mult mai bine, că lumea vă privește mai mult. A crescut rating-ul, nu? Datorită și pandemiei. Dar aș vrea să vă întreb, cum ați caracterizat dumneavoastră acest an din punctul de vedere al cererii și oferte educaționale? Noi suntem într-o etapă de creștere. Noi suntem într-o etapă în care ne consolidăm poziția pe piața educațională din România și încercăm și la nivel internațional. Și atunci a fost un an bun, dacă facem o analiză și un bilanț la sfârșitul anului, referitor la admitere, referitor la studenții care au finalizat studiile, referitor la derularea procesului învățământ și la faptul că facem performanță în continuare. Deci, în această perspectivă, a fost un an foarte bun. Adică, eu sunt mulțumit de rezultatele pe care le-am obținut. Oțelul se călește în timpul ajutorul focului și apei reci, nu? Cred că ne-am călit în perioada aceasta și cred că pentru noi este un exercițiu prin care ne-am dezvoltat noi competențe, ne-am adaptat mai bine pieței și în care am ieșit mai bine decât înainte. Deci eu zic că pe ansamblu este un an bun. Dacă trecem peste restricțiile care au fost, este un an foarte bun. Și pentru că o vorbă spune că omul gospodar își face iarna car și vara sanie, v-ați gândit deja la sesiunea de admitere? Suntem aveți niște muncă, planuri? Suntem în muncă și o să fim iarăși inovatori pe zona aceasta și la nivel național și v-am să spun totuși, vom face târgurile virtuale. Deci am... Să vă întreb, caravanele, cum se vor desfășura? Mergem într-o variantă virtuală, mergem într-o variantă nouă, mergem într-o variantă care am văzut-o la niște expoziții internaționale și care a avut succes, pentru că am studiat și eu piața. Nu poți să te arunci să faci ceva care... Și atunci am văzut niște variante de succes din mediul de afaceri în care se vând anumite produse, servicii și atunci dacă există și este o variantă cu succes acolo, am zis să o aplicăm și noi. Am participat, m-am înscris la un târg de acesta virtual ca să văd și eu cum funcționează, nu pe educațional, pe alt domeniu, la un târg de legume și fructe mondial și m-am înscris și eu să văd cum funcționează, cum care este mecanismul, ce se întâmplă și după care am contactat producătorii din Argentina, au firmă în Argentina care derula în Europa târgul, deci și cu parteneri din Europa, virtual, mă rog, era din toată lumea, au fost 190 ceva de participanți, țări, din diferite țări. Și am vrut să închiriez platon, pentru că era foarte bună. Eu am văzut că se poate adapta la o platformă educațională. Mi-au cerut cam mult, mi-au cerut bani mustari și atunci au să ne facem propria platformă. Deci suntem în lucru, am început să lucrăm la platforma noastră, prin care vom promova și vom folosi nu doar pentru zona educațională, pentru că poți să faci târgul de cercetare, poți să faci și alte evenimente cu participanți. E o metodă interactivă prin care ai o parte fixă cu o prezentare, cu partea aceasta de, ca la o prezentare PowerPoint, adică ai partea fixă cu slide-urile și cel care vorbește și care la sfârșit ai discuțiile, interacțiunea. E, pe același principiu am conceput împreună cu specialiștii în IT și mulțumesc pe această cale directorului IT de la noi, Universitatea de Domnul Aramă, am conceput împreună și cu cei de la comunicare, am conceput o platformă în care să ai parte fixă ca la prezentare, cu elementele definitorii fixe ale universității și ale facultăților, cu parte de acesta de testimoniale, cu prezentări, cu alte aspecte din mediul exterior și cu parte
acolo era business to business, aici este business to consumer, B2C, nu? Și prin care noi interacționăm cu cei care doresc să afle informații suplimentare, vom face târguri virtuale, vom avea realitate virtuală și vom vizita laboratoarele și universitatea. Mă gândeam... Poate că e mai interesantă varianta aceasta. E mai modernă. E mai modernă. Era frumos și acolo, cu atmosfera, cu muzică, cu celelalte. Vom face altfel de tombole, pentru că e mai greu să... Dacă un elev câștigă un tricou, în afară de faptul că poate e teamă de COVID sau alte probleme, că îl mai ține, până la urmă îl fierbe sau nu e o problemă, sau noi le dezinfectăm că când am trimis pliantele în admitere, când am avut în admiterea și am trimis pliantele la licee, le-am sterilizat cu ultraviolet. Deci am folosit instalația de la Facultatea de Științe și Chimie Alimentelor și le-am pus acolo în nișă, le-am sterilizat cu radiații ultraviolete, am distrus toți virusii și apoi am trimis la licee ca să nu îmbolnăvim copiii, da? Să nu fie niciun factor de risc. E ceva nou. Deci venim cu ceva nou și ceva modern. Până la urmă ne adaptăm, dar nu e atmosfera de acolo. Vă spuneam că vom da altfel de premii decât să dai un tricou pe care să-l trimiți prin poștă sau să vină să-l ia, care implică alte costuri. Poate că vom da vouchere, poate că vom da niște premii virtuale, poate că vom da niște cursuri mai deosebite, adică ne adaptăm și venim cu altceva. O să fie frumos și aici, vă așteptăm cu drag. Și noi vă mai așteptăm aici să ne povestiți despre proiectele dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc succes, pentru că văd că aveți foarte multe proiecte de pus în practică și sună foarte bine toate. Așadar, vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.